Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Accident la Scoarța. A intrat cu mașina într-un cap de pod și s-a răsturnat. Pe Cingină confirmă ce o se închide. Basketbaliștii vor să obțină al doilea succes consecutiv. Doi tineri au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod, iar apoi s-a răsturnat. Accidentul s-a produs aseară pe un drum din comuna Scoarța. Potrivit IPJ Gorj, la volanul autoturismului se afla un bărbat de 31 de ani din comuna Țânțăreni. Acesta, în timp ce conducea un autoturism pe DC Piștești din Deal, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a ajuns cu mașina într-un cap de pod, apoi s-a răsturnat. În urma impactului, doi tineri de 23 de ani, ambii din Scoarța, au fost răniți. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. La data de 15 martie anul în curs, secția 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești a fost sesizată prin apel de urgență cu privire la faptul că în comuna Scoarța s-a produs un eveniment rutier cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești și serviciului rutier, iar din primele cercetări au stabilit că în jurul orei 22:30, un bărbat de 31 de ani din comuna Țânțăreni, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal Piștești din Deal, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un cap de pod, ricoșând într-un stâlp de beton, ulterior răsturându-se pe plafon. În urma impactului, doi tineri de 23 de ani, ambii din comuna Scoarța, pasageri în autoturism, au suferit leziuni, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cauzele și împrejurările producerii evenimentului. Descoperire șocantă într-un lac de acumulare din județul Vâlcea. Un cadavru în stare avansată de descompunere a fost găsit în această dimineață în grilajul barajului de la Ionești. Trupul neînsuflețit a fost văzut de angajații de la baraj care au alertat autoritățile. La fața locului au ajuns forțele de intervenție care au adus cadavrul la mal și l-au predat polițiștilor. Aceștia au stabilit că este vorba despre trupul unei femei de 61 de ani din localitatea Ionești, a cărei dispariție fusese anunțată în luna februarie. Vâlceanca era cunoscută cu boli psihice. Conform anchetatorilor, cadavrul nu prezenta urme vizibile de violență, ulterior fiind preluat de Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Astăzi a avut loc expoziția documente din Arhivele Naționale ale județelor Gorj și Dolj cu privire la ansamblul sculptural Brâncușian de la Târgu Jiu. Evenimentul a fost organizat la sediul Universității Constantin Brâncuș din strada Tineretului numărul 4. În cadrul manifestării au fost expuse și două documente originale, certificatul de naștere al sculptorului Constantin Brâncuș și actul prin care operele de la Târgu Jiu au fost donate primăriei de către Asociația Liga Națională a Femeilor Gorjene. Consilierul local Adrian Tudor a fost prezent la eveniment. Este vorba de o expoziție de documente legate de istoricul ansamblului de la Târgu Jiu, dar așa cum veți vedea în prezentarea organizatorilor, și o premieră în ceea ce privește expunerea acestor documente. Veți vedea cum au evoluat lucrurile. Faptul că în acel moment s-a făcut o adresă către Philips pentru a ilumina monumentul. Comenzile care au fost date pentru operele din piatră. Schițele de expropriere, strada Calea Eroilor, fiind un proiect un tot unitar, așa cum ne place să spunem astăzi. Cu această ocazie, Luminița Popescu, rector al Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, a anunțat că la instituția de învățământ va înființa un nou program de studii. Pot să vă anunț că am inițiat demersurile la nivelul universității de înființarea unui nou program de studii, programul design din domeniul arte vizuale, program care va fi tot rezultatul unei colaborări între universitate, cu sprijinul logistic al Centrului de Documentare, cu participarea nemijlocită a colegilor noștri din preuniversitar, de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu. Daria Haidău, partenerul nostru, va fi în continuare un colaborator al nostru în acest demers și, de asemenea, cu colaborarea Palatului Copiilor,
prin profesor Georgiana Brandt. Cei prezenți la manifestare au fost încântați de inițiativă. Este prima dată când asist la o expoziție de genul acesta și pot spune că sunt plăcut surprinsă. Nu credeam că am să văd vreodată certificatul de naștere al lui Constantin Mrăcuș și pe lângă asta proiectele sale. Expoziția face parte din cadrul manifestărilor în memoria Constantin Mrăcuș, esența lucrurilor, și a fost posibilă cu sprijinul Institutului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare împreună cu Arhivele Naționale Serviciului Județean Gorj și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Mrăcuș. Soarta complexului energetic Oltenia este aproape pecetluită. Cel puțin așa susține deputatul PNL Gorj, Gheorghe Pecingină. Cauza principală este una naturală, spune Pecingină. Mai exact, producția de energie pe bază de cărbune nu mai poate avea viitor, întrucât în câțiva ani nu vor mai exista resurse. Totodată, deputatul susține că se va pune lacătul pe complex, deoarece Uniunea Europeană se axează pe energie verde. Principiul de bază în economie spune că resursele sunt epuizabile. Dacă nu am ce să exploatez, ce aș putea să fac sau să țin doar de dragul de a ține? Și eu știu, așa știu eu, poate informațiile sunt false, că în 2030 mare parte a zăcământului va fi finalizată. Nu poate să dureze la infinit o exploatare de lumea, uită lucrul ăsta și se ia după fenta politicienilor. Să angajăm, eu unul, vă dau exemplu, că aș avea copilul și nu l-aș angaja la CEO în acest moment. Situația este incertă. Uitați-vă, chiar dacă ni se spun povești, Germania redeschide, că am auzit chestia asta. Există această idee de a avea un mediu curat, de a avea o energie curată. Se investește foarte mult și în România în energie verde și în Europa. Pe cale de consecință, lucrurile merg în această direcție. Înlocuirea premierului Nicolae Ciucă, liderul PNL, cu un premier din partea PSD în luna mai, este certă, spun liderii coaliției de guvernare. Alte declarații făcute de parlamentari par însă mai dure. Dacă se face această rotativă, PNL va fi umilit, a transmis deputatul USR Radu Miruță. Radu Miruță spune că nu crede că va fi realizată această rotativă, deși alți parlamentari transmit că sunt șanse mari să se facă rotativa guvernamentală. Va fi o perioadă în care liberalii vor fi mai umiliți, spune acesta, deoarece în tot acest timp socialdemocrații și-au permis să fie mai agresivi în informațiile transmise și aparițiile acestora în spațiul public. Dacă se face această rotativă sau nu, eu aș fi zis că nu se face, pare că sunt șanse să se facă, încă nu este decis din punctul meu de vedere. Nu va fi decât din nou o altă perioadă în care PNL va fi mai umilit. Uitați-vă în spațiu public la ce s-a întâmplat de un an de zile de când avem această coaliție PSD-PNL, că practic toate lucrurile care au fost stabilite în coaliție au cam fost comunicate de reprezentanța Partidului Social Democrat. Este o evidență cum că PSD arată că el este vioara întâi în această coaliție și PNL nu contează. Atenție, lucrurile astea se întâmplau atunci când PNL avea premierul. Dacă din mai încolo premierul va fi la PSD, nu numai că îl freacă în continuare PSD pe PNL pe răzător, așa ca atunci când frești mărul la copii, ci nu mai trece călare peste el. Adică dacă ai și premierul, ce se mai poate întâmpla? La începutul acestei coaliții, liberalii au câștigat teren, deoarece PSD-ul a avut o oarecare retragere, iar implicarea lor nu mai era văzută cu ochi buni de majoritatea românilor, mai adaugă Miruță. E o coaliție atipică, este o coaliție contra naturii, este o coaliție care, din punctul meu de vedere și din punctul multora de vedere, a înșelat așteptările și încrederea alegătorilor împotriva PSD. În România, PSD are dreptul să fie partid politic, o democrație, însă în România există o cantitate mare, un număr mare de cetățeni care în principiu este împotriva PSD pentru tot răul pe care acest partid l-a făcut de-a lungul timpului în viziunea acestor oameni. Lumea a votat cu oricine împotriva candidatului PSD. Practic, prin această coaliție, Partidul Național Liberal a luat votul din urnele cu aceste voturi primite pentru Partidul Național Liberal și a dus aceste voturi către Partidul Social Democrat, adică fix împotriva celor care oamenii au mers o parte dintre ei la vot.
Este nevoie de serviciile de expertizare a echipamentelor la expirarea duratei de viață, să se stabilească viabilitatea și dacă mai pot fi folosite în procesul tehnologic. Potrivit Complexului Energetic Oltenia, este vorba de circuitele hidrotehnice de la termocentrala Turceni. Casele de pensii trebuie să pună în aplicare legea 197, potrivit liderilor de sindicat din Complexul Energetic Oltenia. Aceștia susțin că legea 197 din 2021 trebuie să fie aplicată nediscriminatoriu de către casele de pensii. Actul normativ respectiv este în vigoare de 2 ani și jumătate. Nu a fost luat însă în considerare de către casele de pensii. Nicu Bunoaica, președintele sindicatului Solidaritatea 2013, a declarat că va solicita lămuriri Casei Județene de Pensii și chiar Ministerului de Resort cu privire la procedurile urmate de către salaria și pensionari legat de aplicarea legii. Complexul Energetic Oltenia pregătește un nou sezon estival la stațiunea de la Săcelu. Compania energetică este administratorul bazinelor și a bazelor de la Săcelu și chiar proprietarul bunurilor respective. Bazinele conțin nămoluri și ape cu proprietăți terapeutice. În ultimii ani, unitățile de cazare și baza de tratament închisă nu au mai fost folosite. Au funcționat doar bazinele exterioare. În prezent se fac investițiile necesare pentru ca bazinele cu apă și nămol să fie redeschise la finalul primăverii, începutul verii, în funcție de vreme. Este de amintit că baza de tratament de la Săcelu este scoasă de anul trecut la vânzare și primăria Săcelu este interesată să preia unitățile respective. Sediul primăriei Bărbătești a fost afectat de cutremur. Clădirea a fost fisurată și a fost nevoie de intervenția rapidă a autorităților pentru a vedea pagubele create de seismul de 5,7 care a avut loc în urmă cu o lună. Adrian Mangu, primarul din comuna Bărbătești, spune că a fost solicitată și finanțare pentru reabilitarea sediului instituției. În urma cutremurilor, sediul primăriei a avut de suferit. Am făcut o cerere către prefectura și către Insul Gorj, în urma căruia s-a declanșat operanța în comisie, unde au constatat că sunt mai multe crăpături longitudinale și ne-au precizat că trebuie să facem o expertiză, după care între timp am cerut bani de la prefectură pentru consolidarea și modernizarea sediului primăriei Bărbătești. De asemenea, acesta spune că în cazul în care vor mai avea loc și alte seisme, iar fisurile la primăria Bărbătești se vor agrava, angajații vor fi relocați la Căminul Cultural Bărbătești. Am pus în discuție și relocarea primăriei chiar și acum, dar am stabilit că momentan să nu relocăm salariații din primărie. Vedem ce se mai petrece în viitorul apropiat și îndepărtat. Dacă o să fie nevoie, am și găsit soluția de relocare. Este vorba despre Căminul Cultural din aceeași localitate, care este peste stradă de sediul primăriei, unde probabil dacă o să continue cu tremurile și crăpăturile o să se aprofundeze, o să fim obligați să mutăm sediul primăriei în incinta Căminului Cultural Bărbătești. Blocurile părăsite din Mătăsari vor fi demolate. Este decizia luată de autoritățile locale, care consideră că cea mai bună soluție este demolarea acestor clădiri care pun în pericol siguranța oamenilor. Dorin Ionescu, viceprimarul comunei Mătăsari, spune că există 3 blocuri de locuință în Mătăsari care urmează a fi demolate. S-a încercat să fie reabilitate și să fie date în folosințe, dar fără rezultat. Și în anul 2014, o firmă nemțească și-a manifestat intenția de a se ocupa de demolarea blocurilor rămase în paragină pe raza acestei comune, dar imobilele se prezintă sub aceeași formă, sau poate una mai deplorabilă. Construcțiile sunt de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și erau destinate minerilor. Nu avem proiecte pentru demolarea o parte din blocuri. Aducem din ele, o parte din locul avem un program pentru NRR-ul, pentru eficientizarea energetică, care ține și de izolație și de schimbarea aspectului. Avem și pe fonduri proprie un proiect care vedem cât ne-am mâncat să facem din ele, 1, 2, 9, cât ne ajung banii. Unele din locurile care au ajuns depozit de materiale pe acolo, vrem să le încălăm accesul la ele, să nu mai aibă oameni acces la depozitele. Da, să le interzicem accesul în ele. Vești bune pentru locuitorii comunei Samarinești. Primarul Iulian Georgescu a reușit să obțină o finanțare pentru 2 drumuri comunale. Este vorba despre drumurile din satul Samarinești și Valea Poienii. În total, vor fi asfaltați aproximativ 3,7 km de drum, valoarea lucrărilor fiind aproximativ de 1 milion de lei. Deși a preluat comuna fără să aibă un metru de asfalt, primarul Georgescu a reușit să obțină o finanțare pentru drumurile comunale din 2 sate. Am demarat procedura de modernizare
a drumurilor din comuna Samarinești, am depus două cereri de finanțare pe programul național Angel Salini, respectând cu strictețe normele. De ce două? Ca să am certitudinea finanțării. Mi-era teamă, ținând cont de faptul că nu am un metru de asfalt, trebuia să le organizez în așa fel încât să fiu sigur de finanțare. Pe lângă asfalt, proiectul asigură amenajarea accesului la proprietăți, platformele de încrucișare cu drumurile laterale, rigole și șanțuri. Prima cerere pe care am depus-o, am introdus drumurile aferente satelor Samarinești DS1 și un drum mai mic din punct de vedere al lungimii, Valea Păienii DS4. Această cerere mi-a fost aprobată. Am răspuns cu promptitudine tuturor clarificărilor solicitate de Ministerul Dezvoltării și le mulțumesc reprezentanților Ministerului Dezvoltării și domnului ministru și am reușit, acum vorbesc de certitudine, am semnat contractul de finanțare și pe această cale mulțumesc și domnului senator Iordache care m-a sprijinit, m-a ținut la curent cu stadiul fiecărui proiect. În total vor fi asfaltați aproximativ 3,7 km de drum. Valoarea lucrărilor este de aproximativ 1 milion de lei. Consiliul Județean Vâlcea a semnat cu ADR Sud-Vest Oltenia acordul de finanțare prin care vor fi recuperați cei aproximativ 300.000 de lei cheltuiți pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea modernizării drumului județean 646. DJ-646 pornește din Băbeni, traversează comunele Frâncești, Omșan, Costești și ajunge la Mănăstirea Arnota. Administrația județeană așteaptă deschiderea liniilor de finanțare europeană pentru depunerea proiectului de modernizare a acestui drum pe întreaga sa lungime, investiție care se ridică la aproximativ 31 de milioane de euro. 311.000 de lei, 3 miliarde 100, bani pe care noi i-am cheltuit pentru drumul județean 646, drumul care pleacă din Băbeni, merge pe Tomșan, Costești până la Arnota. Noi am cheltuit acești bani, mulți, documentațiile, cu tot ceea ce înseamnă studii și așa mai departe. Ei bine, banii pe care i-am cheltuit din bugetul nostru al Consiliului Județean, astăzi îi luăm înapoi, pe toți, așa cum facem de altfel la toate proiectele. Trebuie să înțelegeți însă că, da, luăm banii înapoi din fonduri europene, este o etapă importantă pentru reabilitarea drumului județean 646. Când se vor deschide axele, o să depunem drumul la finanțare pentru că avem hârtiile puse la punct. Metri cub de hârtii despre care vă vorbeam eu. Sunt foarte bucuros să-i felicit pe colegi pentru munca depusă. Camera Deputaților a aprobat proiectul legislativ conform căruia se modifică și se completează legea organizării și exercitarea profesiei de avocat. Deputații au votat pentru acoperirea unor viduri legislative care îndreptățeau anumite categorii, precum avocații care lucrau în cadrul oficiilor. Mai exact, se vor impune măsuri în sprijinul celor care practică această meserie atât de importantă pentru întreaga societate. Cele mai semnificative reglementări sunt legate de plățile care întârzie în cadrul dosarelor în care urmărirea penală durează ani de zile, dar și de prelungirea mandatelor organelor profesionale până la instaurarea unor noi membri pentru a crea continuitate. Alte măsuri menite să-i stimuleze pe cei care cunosc cuvântul legii sunt indexarea onorarilor acestora în funcție de inflația reală sau chiar decontarea transportului până la sediul profesional. Deputatul liberal Laurențiu Cazan este de părere că asigurarea drepturilor cuvenite acestor oameni nu poate decât să îmbunătățească întregul proces de rezolvare al cazurilor. Dreptul la apărare este garantat de articolul 24 din Constituția României, însă pentru a fi sigur că ești apărat, ai nevoie de un apărător concentrat exclusiv asupra acestei cauze. Din exterior, lucrurile par simple pentru avocați, dar în realitate nu este așa, în special pentru cei care lucrează în oficii. Acești oameni apărau cauzei, devenind victime ale unor probleme care trebuiau reglementate. Mă bucur că mulți dintre colegii mei din Camera Deputaților au înțeles acest lucru, a declarat deputatul Cazan. Basketbaliștii vor să obțină al doilea succes consecutiv. Gorjinii au uitat victoria cu Laguna și trebuie să treacă de CSM Galați. Meciul se dispută mâine în sala sporturilor din municipiu. Gazdele nu-și permit să se relaxeze, a declarat antrenorul Cresimir Basici, care anticipează încă o confruntare strânsă cu moldovenii. În tur, echipa lui Florin Nini s-a impus pe final de meci. For our team and enjoyment for the our supporters. Va fi un meci greu, un meci dificil, la fel cum a fost și cel de la Galați, unde am fost conduși cu 20 de puncte, dar am reușit cumva să revenim în meci pe final, însă acum jucăm acasă, vom avea publicul de partea noastră, sperăm să ne susține de la spate, iar jucătorii să intre pe teren cu mentalitatea potrivită și să putem să luptăm împotriva lor și să obținem o victorie. For our main goal to stay in the league,
În toate meciurile sunt importante pentru noi. Ne dorim să legăm și noi două victorii consecutive care ne-ar da poate o motivație mai mare și ne-ar arăta drumul exact pe care trebuie să urmăm pentru a ne atinge obiectivul principal acela de a ne Liga Națională. Pivotul Thomas Cotas nu a avut cele mai bune evoluții în ultimele partide. Totuși spune că s-a adaptat la Târgu Jiu și crede că echipa se va salva de la retrogradare. Este bine, chiar dacă este un sezon greu până acum, însă mai avem câteva meciuri de disputat. Trebuie să rămânem uniți, să rămânem pozitivi și să sperăm că ne vom depăși obiectivul. Partida CSM Târgu Jiu, CSM Galați are loc vineri de la ora 18:30. Un egalit trebuie formației FCU Craiova pentru a intra în play-off. Oltenii evoluează în această seară la Sfântul Gheorghe și nu trebuie să piardă pentru a se confrunta cu cele mai bune echipe ale campionatului. Partida se rejoacă după decizia comisiei de recurs, dar fanii oaspeților nu au voie pe stadion. Va fi un meci cu casa închisă pe Sepsi Arena, iar antrenorul italian Nicolo Napoli are un singur gând: victoria. Mergem pentru câștigare meci. Și e un meci special, e ultimul meci, unde avem nevoie de câștigare meci, o fare egal, dar ideea noastră mereu e intrare în terenul de joc pentru fare bine și câștigare meci. Atacantul Aurelian Chițu spune că puțin dădeau șanse echipei din Craiova să intre în play-off. Acum totul depinde de fotbaliștii doljeni. Nu știu câtă lume credea că ne vom putea califica în play-off. Avem o șansă unică, trebuie să mergem cu încredere și să câștigăm meciul. Mă aștept ca ei să joace cu o foarte mare ambiție, de fapt, cum vom juca și noi. Va fi un meci foarte, foarte frumos, cred eu. Sepsi Oseca FCU începe la ora 21. Știrile au ajuns la final, mă numesc Tudor Ciutacu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută!